Deci, pe dintre ne-am plimbat chiar și prin ploaie, ca să venim să mâncăm la prânz, că despre asta e vorba. Pauză și când plouă, nu e? Da, deci se cunoaște că am plouat puțin. Facem concurs de tricou urât. Da, și am ajuns la un alt loc cool de mâncat bine la prânz din oraș. Uite, suntem aici la Furgoneta. Băieții au pregătit o cutie specială împreună da. Cu Sub 00. Eu mi-am luat un burger pentru că merge cu băutura naturală. Un burger, uite, da, ce frumos. Burger cu brânză de capră și cu ardei copt. Da. Cât și o băutură specială din ingrediente naturale. Așa. Și trebuie să spunem că va fi toată săptămâna burgerul aici cu Sub 00. Deci, în lunchbox-ul creat special. N-aveți nicio scuză, dacă stați aici în zona Piața Victoriei, sunt vreo, cred că văd doar eu vreo 8 office building-uri. Lăsați tastatura, coborâți jos, veniți aici la Furgoneta. Frate, deci dacă noi am mers prin ploaie să venim să mâncăm la prânz, nimeni n-are nicio scuză. Exact. Traversez strada și uite, ești mult mai răcorit acum. S-a răcorit, e frumos, e burgerul prost. Eu chiar mă văd în ochelarii tăi, știai asta, da? Ce? Mi-era foame asta ca ideea. Păi de asta ne-am și întâlnit. Acum, ce-o făcut cu Tică? Păi nu știu, de Tică cred că muncește, dar mi-a scris mie că și-a luat pauza de prânz. Na, am creat o tradiție și trebuie menținută. Crezi că probabil are... o să ne spună ce a mâncat la prânz. Oricum a asociat mâncarea cu băutura naturală. Cu siguranță a băut un Sub 00. Asta vreau să scrie și Sub 00. Da. Adică dacă noi dăm noroc acum, dăm și cu ea cum ar veni? Hai să dăm pentru ea. Noroc de Tică. Bun, asta e ideea. Mâncăm sănătos la prânz, între 13 și 14. Dacă începem și la 13.00 fix, e perfect. Nu contează că e ploaie, oricum vine și iarna, va ninge, tot se mănâncă. Așa, luăm ceva care să ne dea un pic de energie ca să ne întoarcem la birou, băutura naturală se știe și cam asta e. Iar mă văd aici, în spatele nostru, umplu cutii. Cutia asta este tot ce vă doriți pentru masă de prânz. Un prânz pe bune, zice aici, și chiar așa este. O să testăm noi de la asta, vedem cât de bună e. Hai, mai dăm noroc, poate și ne vedem de treabă. Noroc! Pa!